Cum e toată treaba aceasta cu crearea de conținut, cu videoclipuri online, cu postări pe Facebook, postări pe Instagram, postări pe TikTok, postări pe YouTube și așa mai departe? Despre asta o să vreau să vorbesc în acest video și am ales să fac acest video în acest cadru. În spatele meu este Cluj, Cluj-Napoca. Este o zi însorită, dar bate vântul foarte tare și, sincer, sunt 100.000 de motive pentru care nu aș vrea să fac acest video și credeți-mă când să vă spun, am stat undeva la jumătate de oră să mă gândesc dacă merită să fac acest video sau nu și până la urmă m-am hotărât, hai să-i dau drumul și să văd care este faza, pentru că despre asta este vorba în crearea de conținut, corect? Stăm uneori și ne gândim, ok, trebuie să creez conținut pentru afacerea mea, trebuie să creez conținut pentru mine, trebuie să devin o persoană care să aibă foarte mult interactivitate cu oamenii, să fie urmărit, să fie da, să ajung să fiu și eu la fel ca alții, da, să fiu foarte urmărit, să fiu foarte precios, să fiu invitat la tot fel de conferințe și așa mai departe. Poate asta te gândești și tu. Eu mă mai gândesc uneori la aceste lucruri, deși la mine de obicei, înainte să încep un videoclip, mă gândesc foarte mult la toate lucrurile tehnice care se pot întâmpla. De exemplu, bate vântul prea tare, dacă nu se aude bine, uite cum sunt îmbrăcat, poate nu sunt îmbrăcat adecvat, poate cadrul nu este bun, poate lumina nu este bună, poate cine știe ce se poate întâmpla. Într-adevăr, contează lucrurile acestea, contează să avem bine pregătit setup-ul, să se audă cât de cât ok, să avem o anumită claritate la video, să nu bată vântul și să fie foarte aiurea, pentru că nu o să se uite probabil nimeni dacă calitatea sunetului nu este chiar una bună, deși ar fi de preferat să fie chiar impecabilă, dar la început ideea este că nimănui nu prea îi pasă, da? Pentru că s-ar putea nici măcar să nu ai prea multe vizualizări, dar e bine să încerci, e bine să faci acest exercițiu. Despre asta este crearea de conținut până la urmă. Și am experimentat foarte mult timp, poți să vezi la mine pe canalul de YouTube și în limba română și am început mai nou și pe limba engleză să fac conținut pe canalul de YouTube în limba engleză și să vorbesc efectiv despre lucruri care mă interesează, lucruri care sunt de interes și pentru alții și așa mai departe. Și până la urmă mi-am dat seama că lucrurile sunt foarte simple. Tot ce trebuie să faci este să scapi de acest trac, da? Să scapi de acest trac de a începe, efectiv. Da? Tracul de a începe este foarte greu să începi. La fel este și în afaceri, la fel este și să te apuci să faci sport, la fel este să faci orice, da? Ai acest trac, te gândești că sunt atât de multe lucruri de făcut și te gândești tot timpul. Poate te gândești chiar la ce vrei să obții pe viitor, dar știi că e un proces care s-ar putea să dureze poate luni sau ani de zile. Știi că sunt atât de multe variabile, da? Și atât de multe lucruri pe care le poți face și pe care trebuie să le faci și efectiv devine foarte, foarte overwhelming, da? Lucrurile devin foarte overwhelming, adică efectiv te umpli de idei și la un moment dat, din cauza că sunt prea multe de făcut, te simți epuizat din prima doar din aceste gânduri și efectiv nu le mai faci. Și atunci recomandarea mea este să o luăm treptat, da? Mi-am făcut o listă cu potențialele subiecte despre care vreau să vorbesc, mi-am definit publicul țintă, acestea sunt lucruri destul de ok de făcut la început, da? Pot efectiv să și începi să vorbești cu camera sau să spui lucruri care te interesează pe tine și la un moment dat să-ți găsești sau să-i lași pe oameni să te găsească, pe oamenii care sunt interesați de ce spui tu și să-ți creezi cumva un trib al tău, da? Cu oamenii care să te urmărească și după aceea să-ți adaptezi conținutul în funcție de feedback-ul lor. Poți să faci și chestia asta. Sau poți să faci efectiv să analizezi puțin dinainte, să faci un mic research și să-ți dai seama că, ok, care este publicul meu țintă? Publicul meu țintă este sunt persoane la început de drum, sunt antreprenori la început de drum. Acum, de exemplu, la stadiul în care te afli, contează foarte mult și stadiul în care ești, da? Eu fiind un antreprenor destul de nou, de câțiva ani de zile doar, nu pot să. Adică aș putea să vorbesc și pentru antreprenori foarte mari, dar nu știu dacă acei oameni m-ar asculta în mod neapărat. Poate doar dacă aș avea ceva chiar foarte, foarte interesant să le prezint. Dar, în general, de obicei vorbești din experiența ta și te adresezi oamenilor care nu au la fel de multă experiență ca tine, da? Oamenii care sunt, de obicei, sub nivelul tău, oameni care vor să învețe de la tine. Și atunci, pentru asta, faci videoclipurile. Pentru ei. Da? Și tot ce trebuie să faci este să-ți definești care este acel public țintă. După ce ai definit asta, după ce ți-ai făcut ideile pe foaie, efectiv, te gândești la ce ar vrea să obțină acei oameni de la tine. Cu ce ai putea să, tu să contribui la ca ei să se uite la videoclipurile tale, da? Te gândești, nu trebuie să te gândești direct la ce poți să obții de pe urma lor, mă gândesc, adică nu trebuie să te gândești neapărat la bani, da? La faptul că trebuie să obții un venit de pe urma lor, doar dacă nu vrei să faci direct reclame,
Dar la conținut organic, de obicei, încep cu a face trei tipuri de conținut. De exemplu, poți să faci conținut educativ, da? Și nu mă refer doar la conținut video. Poți să faci efectiv postări, poți să faci videoclipuri în care să nu-ți arăți față, să nu te prezinți deloc. Poți să fii foarte undercover, dacă vrei. Să-ți faci un profil pe care să nu știe lumea cine este spatele profilului. Poți să faci asta și să crești foarte frumos, chiar pe Instagram, chiar pe TikTok și așa mai departe, cum fac foarte mulți până la urmă. Și la un moment dat, bineînțeles, după ce atragi acei urmăritori foarte mulți, să îți arăți fața, cum au făcut-o multe exemple. Sunt mulți care au făcut această metodă. Poți să faci conținut inspirațional, conținut care să inspire pe oameni să facă lucruri, da? Poți să faci conținut entertaining, adică un conținut care efectiv să-i amuze pe oameni și să-i facă să se simtă bine. Deci acestea sunt trei tipuri de conținut pe care poți să le faci atunci când începi și este foarte simplu. Tot ce trebuie să faci este să-ți iei camera, fie că este telefonul tău, fie că este o cameră, fie că este camera împrumutată de la cineva sau telefonul împrumutat de la cineva și să te apuci să te filmezi. Bun, despre asta am vrut să vorbesc în acest videoclip, despre cum să începi. Efectiv, ca să începi, nu trebuie să te gândești la foarte multe lucruri, trebuie doar să începi și să vezi, să adaptezi pe parcurs. Obții feedback-ul de la oameni, vezi ce spun alții, vezi apoi te interesezi ce fac alții, încerci să prinzi și tu niște trenduri, începi să te educi în direcția aceasta și o să vezi că pe măsură ce lucrezi și faci lucruri, o să tot evoluezi. Eu, de exemplu, dacă mă uit acum la videoclipurile mele de acum un an de zile sau de 2 ani de zile, mi se par unele dintre ele destul de slăbuțe sau poate unele chiar cringe. Dar asta este parcursul la oricine care face conținut video. Tot timpul este foarte bine că se întâmplă asta pentru că înseamnă că în momentul de față sunt la un nivel mult mai mare decât atunci. Și este perfect normal să ți se pară ca un conținut din trecut să pară că este foarte aiurea sau cringe. Așadar, indiferent de cât de mari ți standardele la a crea videoclipuri, hai mai bine să facem conținut, hai mai bine să le facem la oameni să îi informăm, să îi educăm, să îi ajutăm, să îi inspirăm și așa mai departe. Și o să vezi că o să ai foarte multe beneficii din asta, mai bine decât să te gândești la tine tot timpul, da, la ego-ul nostru, pentru că este un ego în spate, tot timpul ne gândim la noi, să iasă bine videoclipul, să iasă super profi, să par eu că sunt cine știe cine, da? Dar până la urmă, la finalul zilei, este vorba de valoarea pe care noi o oferim prin acel videoclip și oamenii se uită la videoclip doar pentru a obține acea valoare de la noi și nu pentru a se uita la noi cât de buni sau cât de șmecheri sau cât de tari suntem noi. Dacă v-a plăcut acest videoclip, vă invit să vă abonați la canal și ne vedem data viitoare.